Sunt bucuros astăzi să fiu la o sărbătoare deosebită, o sărbătoare a bucuriei. Să văd 8 inși îmbrăcați în haine albe și ei vor mărturisi public în apa botezului când l-au ales pe Domnul Iisus ca Domn și Mântuitor. Așa să fie! Să fie Domnul vostru! Și într-adevăr, El nu se dezice de făgăduința Lui, e gata să vă mântuiască. Citea fratele din Isaia 55, versetul 3, care zice: luați aminte și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Și alături de ceea ce s-a citit, aș vrea să vă mai amintesc doar un singur verset din Marcu 16, unde scrie: cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede se va osândi, va fi osândit. În ziua de astăzi eu mă bucur că ați luat aminte. Oamenii iau aminte și vedeți, noi călătorim foarte mult și călătorim, ne căutăm o anumită destinație la care ne-am propus să ajungem. Și când călătorim, mai ales de când cu aglomerațiile astea așa de mari și sufocante, suntem foarte atenți și luăm aminte. Luăm aminte la indicatoare, luăm aminte la ceea ce mai știam noi, luăm aminte la o mulțime de elemente care sunt ajutătoare. Și când nu luăm aminte la astea, mai nouă ăștia cu electronica ne ajută fratele Google, ne spune, băgăm pe Google adresa și ne duce. Dar și acolo trebuie să iei aminte. Că dacă nu iei aminte, n-ai făcut nimic. Pe calea către cer trebuie să iei aminte. Și profetul Isaia, profetul Vechiului Testament, începe versetul 3 cu expresia: luați aminte. Trăim într-o vreme și într-un timp când în fiecare zi ne pot aștepta surprize. Unele plăcute, altele mai puțin plăcute. Unii se îngrozesc, mai ales că trăim în vremea când cazanul cu cloaca tuturor felor de informații mai sofisticate, unele ca altele, și diversiuni, și conspirații, și mizerii, și toate se încearcă a se aduce în fața populației și nu fac decât să ne intoxice. Și vieți oameni nu mai știu ce să creadă. Câteodată la asta e bine să nu luăm aminte. Mi-a plăcut unul din preoți care, odată într-un speech al lui, era un preot ortodox și a zis: eu am găsit medicamentul contra COVID-ului. Și cineva nu l-a lăsat să termine speech-ul. A zis: dar spuneți care-i? Închide televizorul, a zis. Și ăsta e medicamentul. Acum eu vreau să vă spun tuturor că renunțarea la tot felul de informații, mai denaturate unele ca altele, mai deșuchiate unele ca altele, mai mincinoase unele ca altele, nu fac decât să ne intoxice, nu fac decât să ne creeze tensiuni, nu fac decât să ne liniștească. Dar totuși avem o informație, luați aminte, cu un singur scop. La ce să luăm aminte? Luați aminte și veniți la mine, zice Domnul Iisus. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă și repaus sufletelor voastre, avea să strige Domnul Iisus. E așa de important să luăm aminte care este direcția care duce la Iisus. Sunt multe căi care par omului bune, dar la urmă dovedesc că duc la moarte. O singură cale este calea care duce spre cer, Ioan 14:6. Eu sunt calea, adevărul și viața, zicea Domnul. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Religiile lumii se numără cu miile astăzi. Știți că numai în hinduism sunt 3333 de curente religioase oficiale. Curente religioase oficiale și tot atâția Dumnezei are fiecare curent. Peste ei tot Brahma e marele șef. Vișnu-i Dumnezeu constructor, Shiva destructor și mai este unul care face echilibru între ei, Ishvara. No, nu te pierzi în puzderia asta? Păi dacă asta ar fi mântuirea, zice, fie ce-o fi. Numai că Dumnezeu nostru n-a venit să sofistice nimic. A venit de pe poziții foarte simple. Eu sunt calea. Și cine calcă pe urmele pașilor Domnului Iisus Hristos, ajunge mântuit.
Pavel zicea că am cad pe urmele mele, că eu cad pe urmele Domnului Iisus Hristos. Cine cadă pe urmele Domnului Iisus Hristos ajunge la Domnul Iisus Hristos. Cine cadă pe urmele Domnului Iisus Hristos ajunge la mântuire. Cine cadă pe urmele Domnului Iisus Hristos ajunge să-și atingă scopul. Că la urma urmii, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Parafrazez. Ce ți-ar folosi să câștigi toată lumea dacă mâine trebuie să mori și îți pierzi viața? Te ajută la ceva? La nimic! Să vină cineva și să spună, uite, ți-am transferat în cont, nu știu, 2 milioane de euro. Exagerez. Dar tu mâine trebuie să mori. Alege între cele două. Ce ai face? Ai zice, nu, lasă-mă banii acolo, indiferent ce va fi, da, de unde, toată lumea alege viața. Viața. Și viața veșnică este aceasta. Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis tu. Asta e viața. Hristos al nostru este calea care duce la viață, care duce la fericire, care duce la mântuire. Știți ce însemnează cuvântul mântuire? E adevărat că foarte mult folosim cuvântul mântuire în sensul, da, mântuire înseamnă izbăvire de păcat. O fi așa. Când vorbim de mântuire, cuvântul mântuire, pornind de la latina veche, de la expresia mitoridas, tradus însemnează izbăvit de o povară dureroasă. Eu știu că aici sunt persoane care au dureri în corp și Domnul poate să-i mântuiască de ele. Eu știu că poate aveți necazuri și Domnul poate aplica mitoridasul, izbăvirea din necazul vostru. Eu știu că aici sunt oameni care sunt apăsați de păcate și Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pe viața mea, zice Domnul prin Ezechiel, că nu voiesc moartea păcătosului, decât să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Iar prin Ieremia zice, eu știu gândurile mele cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, că vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Ăsta e gândul lui Dumnezeu astăzi. De aceea suntem astăzi aici, de aceea au îmbrăcat ei hainele albe. Pentru că Domnul are gânduri de pace și nu de nenorocire. Eu cred că Domnul și-a aplicat mitoridasul lui, v-a izbăvit și astăzi voi veți păși în apa botezului. Deci luați aminte, cei ce n-ați făcut ce au făcut ei, i-au luat aminte. Nu mă îndoiesc că au făcut și pasul a doilea, au venit. Poți să iei aminte, poți să vii până în fața bisericii, dar să nu ascunzi, să nu intri. Să vină păstorul, să vină omul de ordine, să zică poftim și intră. Și tu să zici nu intru. Atunci după ce ai venit. Exact așa e și cu mântuirea. Oamenii iau aminte. Oamenii poate chiar vin, dar nu vor să ascunde. Și dacă n-ai ascultat, n-ai rezolvat nimic. Dumnezeu nu aplică cu jumătăți de măsură sau cu sferturi de măsură procedeile lui. Dumnezeu îl creează direct. Pe vremea când slujeam la Biserica Betania ca pastor coordonator, am avut un vecin acolo, Mărușteru, și tot l-am chemat să vină la biserică. Și odată i-a zis la Ionel, la băiatul lui, haide mă să merem, să nu ne bată ăsta atâta la cap, că doar e săteanul nostru. Da, și a venit. A luat aminte și au și venit până în fața bisericii. Dar când a fost în fața bisericii, bătrânul a zis, eu tare aș mai trage o țigare. Băiatul zice, dar nu te fă de minune, că intri în biserică și miroși numai a tutun. Băi, dar nu pot să intru până nu mai trag una. Și între timp eu am venit de acasă, sunt mai mulți ani de atunci. Când am văzut, am zis, o, Bacioane, mă bucur că te văd aici, mă bucur că am văzut și pe Ionel, haideți, poftiți înăuntru. Și el a zis, cred că nu intrăm. Toți stăteau, eu negociam cu ei, băi, eu v-am chemat, ați venit, sunteți la ușa bisericii, intrat.
Cred că nu intrăm. Nu-i de noi aici. Bătrânul zice, mie nu-mi place. Păi de unde știi că nu-ți place dacă spui că niciodată n-ai fost înăuntru? E o prostie, mă, omule, i-am zis, să spui că nu-ți place o mâncare dacă nici n-ai gustat-o. Păi gustă din ea, vină înăuntru. Și băiatul a și pus piciorul pe prag să intre. Dar taică s-a pus mâna pe el și zice, la biserica ortodoxă se zice prima dată în numele Tatălui, apoi a Fiului. Și l-a tras în spate și a intrat el primul. Acum nu știu care intre, tata sau fiul, poate sunteți și fii și tată. Pe mine nu mă interesează că e numele Fiului, numele Tatălui. Important este să intrăm, nevoiți-vă să intrați, pentru că nimeni de aici nu poate să spună cât timp ușa e deschisă. Luați aminte și veniți la mine, ascultați, că cine crede și se botează va fi mântuit. Suntem până aici, frații păstori vor intra în apa botezului și o să-i vedeți cum îi botează. Și sunt sigur că mulți o să dea dreptate celor care coboară în apa botezului, că au aplicat și aplică în viața lor cerințele Domnului Iisus pentru ca Mitoridasul să-i izbăvească, să-i conducă spre cerul lui Dumnezeu și spre veșnicie. Trec toate iute și noi zburăm. Zilele trecute a avut loc înmormântarea fratelui Marcel Codreanu, un tânăr. Tânăr raportat la vârsta lui, la 60 de ani, când fratele Leon Tuc a predicat la 96 de ani, la priveghiul lui. Vă dați seama ce diferență. Un bătrân de 96 de ani predică la mormântarea celui de 60 de ani. Nu de mult m-am uitat și am văzut pe fratele Dușciuc că a plecat dintre noi mai tânăr, la 40 și ceva de ani. Și se duc oamenii de bine, pierde cel neprihănit. Și parcă nu ne pasă, nimănui nu-i pasă. Oamenii stau mai departe închistați. Ei bine, astăzi eu am venit și sunt aici, la această sărbătoare, să vă spun tuturor că Dumnezeu pe toți ne iubește. Și că Dumnezeu ne spune să luăm aminte, să venim la El, să ascultăm, să facem pasul. Că cine crede și se botează, va fi mântuit. De ce n-a zis Domnul, prima dată te botezi și lasă că vine credința pe parcurs? Nu. Dumnezeu nu inversează lucrurile. Totdeauna Dumnezeu se ocupă de interior. Și după ce a rezolvat problema interiorului, apoi se ocupă de exterior. Prima dată Domnul se ocupă de partea interioară. Domnul este cel ce cosmetizează. Domnul este cel ce schimbă sentimentele. Domnul este cel ce schimbă înclinațiile. Domnul este cel ce schimbă plăcerile. Domnul este cel ce schimbă dorințele. Domnul te aduce în starea să poți spune ca David, sufletul meu tânjește după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta Lui? Asta înseamnă dorință după Dumnezeu. Să vrei să ajungi la El. În cei peste 40 de ani de slujire, am văzut oameni care, să nu credeți că au fost de 60-70 de ani, au fost și de 30 și ceva de ani și abia așteptau să plece. Mi-aduc aminte de o tânără, la 32 de ani a plecat și au rămas și doi copilași. Și abia aștepta să plece. Și trimitea bilete la amvonul bisericii. Nu vă cer să vă rugați pentru vindecarea mea. Rugați-mi pe Domnul să-mi dea putere să trec prin suferință, că abia aștept să mă întâlnesc cu El. Mi-aduc aminte de o soră, sora Florica, care era în biserica noastră, aparținătoare, că ea de fapt venise de la țară și nu și-a făcut transferul. Dar sora asta a cerut să mergem să ne rugăm pentru ea. Și când ne-am dus, am zis, soră, dar eu mai fost aici, ți-am făcut și ungerea, de ce ne-ai chemat? Frate, dar am vrut să ne rugăm și să avem părtășie. Nu v-am chemat să vă rugați pentru vindecare, să ne rugăm împreună să avem părtășie, să creăm un moment ceresc aici în casă. Dar dacă tot ați venit și sunteți pregătiți să faceți ungerea, faceți și ungerea. Și am făcut ungerea. Și după ce am făcut ungerea,
a zis, cântați-mă o cântare. Și am cântat și o cântare. Și ne-am și rugat. Și am zis, eu trebuie să plec, mă grăbesc, trebuie să ajung în altă parte. De a zice, nu, nu, nu-i gata slujba. Să zic, ce mai trebuie să fac? Mai cântat o cântare. Ce cântare să cântăm? Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, să-mi văd în față, să-mi privesc, să-i spun că în această lume mai mult ca toate îmi prețuiesc. Sufletul ei tânja după Dumnezeu, dorea să se întâlnească cu El. Nu numai că am luat aminte și a venit, a intrat, ea era în părtășie directă cu Dumnezeu. Și am cântat cântarea, vai de noi cum am cântat-o, eu cu vocea mea răgușită, tot de la evanghelizări, bătrânul care era cu mine, cu o voce mai paradită ca mea, am o vorbă, amândoi cântam, am văzut acordeoniști aici, parcă eram acordeoane cu burduful spart, așa cântam amândoi. Cântam uribund, dar mai bine ca noi, ca amândoi. Când am terminat de cântat, am vrut să plecăm și a zis, nu, n-ați terminat, mai rugați-vă încă o dată. Ne rugăm. Și pe fondul ultimei rugăciuni, când noi ne rugam, ea s-a dus să fie cu Domnul. Când am terminat rugăciunea, ea nu mai era între noi. Dar știți că am văzut în viața mea un mort rezent cu fața senină. M-am gândit de atâtea ori, oare ce s-a întâmplat în momentul în care dorința ei s-a împlinit, în momentul când a pășit dincolo în împărăția veșnică și slăvita lui Dumnezeu, a fost pregătită să meargă. Ei, dragul meu, astăzi și aici vreau să spun că fiecare din noi suntem chemați să ne pregătim. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Este îndemnul scriptural pentru fiecare de aici. Pentru că noi facem în fiecare zi pași spre punctul terminus a vieții. Luați aminte, și eu mă bucur că ați luat aminte, mă bucur că ați și venit și sunteți aici. Dar acum aș vrea să mă și ascultați. Cine crede și se botează va fi mântuit. Cred, Doamne, spunea unul Domnului Iisus, ajută-ne credinței mele. Dacă este cineva aici care nu poate crede, să-mi atingă Duhul Sfânt în momentele acestea, să-i deschidă Domnul inima și să deschidă Domnul cerul și să coboare har peste el mântuitor și să facă din el un copil a împărăției divine. Cine crede și se botează. Și nu uitați, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul, care nu e o curățire de întinăciuni retrupești. Nu! E o mărturie a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Când a intrat în apa botezului, mărturisești că interiorul tău a fost captat de undele divine ale cerului și că din toată inima crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. Spuneam, duminica trecută, am fost la o biserică din Deva și spuneam că pe vremuri, înainte de 89, aveam o fată care mereu frecventa biserica noastră. Era o domnișoară de-asta mai trecută un pic, la 26-28 de ani, nemăritată, nu era membra bisericii, venea de la frații baptiști. Era foarte cochetă, foarte aranjată. În timpul regimului comunist, ea schimba mașinile mai ușor de cum schimbam eu costumele. Odată, că daciile, cum ziceau frații noștri așa mai ciudat, daciile erau la putere. Odată o vedeai cu o dacie albă, odată cu una vișinie, odată o vedeai cu un aro și tot mereu vedeai când cu o mașină, când cu alta. Și nu odată, noi pe ea o chema Miriam, dar noi ziceam Miri. Nu odată zic, băi Miri, hai să stăm un pic de vorbă noi doi. Și am spus, mă, tu ce ai de gând, mă? Vii la biserică, te-am văzut că plângi, că ești atinsă de Duhul lui Dumnezeu, de ce nu te botezi? Încă n-a venit momentul. Păi bă, să vin odată momentul ăla, că tu ești cel ce pot urgenta și grăbi venirea Domnului în viața ta. Nu venirea Domnului pe nori, în viața ta. Tu ești cea care poți să te deschizi. Tu ești cea care poți cânta, inima mea, inima mea, chiar asta o deschid Iisusă. Măi, deschide-te și lasă-mi pe Domnul să intre în viața ta.
Și asculta aia și plângea și iar o vedeam că nu mai vine. Ba, vă dați seama, cei ce ați cunoscut biserica de pe Mestecăniș, era o biserică așa mai conservatoare. Și când venea sora Mirii cu ținuta ei și cu mirosul ăla de parfum sârbesc, dar din curte se simțea până în biserică când intra, se ispiteau ăștia. Așa a fost înainte de 89. Și toți vorbeam mai mire. Eu nu vreau să fii tu pricină de potignire pentru nimeni. Hai mă, fată, înțelege, aminează-te, încearcă și tu să te conformezi. Uite ce tineret frumos aveam. Aveam un cor mare. Aveam atâta tineret în biserică în vremea aceea. Și a zicea, da, da, aveți dreptate, dar făcea tot ca ea. Într-o noapte, până la 1:30, 2, cineva a bătut cu insistență la geamul casei mele. Deschid geamul și era fratele Olaru pe un nemt din biserica noastră cu tatălui Mirii. Tatălui Mirii aparținea la frate Baptiști. Și a zis, frate, s-a întâmplat un necaz. Mirii a avut un accident puternic de mașină și a fost dus în comă la spital. De circa o jumătate de oră s-a trezit și s-a bucurat așa de mult că m-a văzut pe tata, că e lângă ea așa. Zice, tata, ești aici, da. Tata, te rog să mă ajut, tata. Tata, în perioada cât am stat aici, la mine a venit un bărbat îmbrăcat în haine albe. Și când l-am văzut, am crezut că a venit după mine. Așa bucuroasă am fost și am zis, ai venit să mă iei? Și a făcut un pas în dărăt, s-a uitat la mine și a zis, nu, pe tine nu te pot lua, că tu n-ai făcut botezul în apă. După tine vine altcineva. Și a dispărut. Tata, du-te acum, du-te la tipei, du-te la cine știi, du-te la cineva să vină să mă boteze. La 1:30 noaptea am plecat cu fratele pe un neam, cu tatăl ei, cu Dacia cu care au venit după mine, ne-am dus la spital și acum era o soră asistentă și așa cum am putut. Cuvântul botez înseamnă vopsire, stropire, scufundare, pe aia ce s-o scufunzi, că tot era legată, tot era în capuri. Am stropit-o din cap până în picioare, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și ne-am rugat. Și fata asta, după vreo 2 zile a murit. Eu am fost plecat din localitate, n-am fost acasă. Cred că frații baptiști au și mormântat-o. Pentru că ea nu aparținea bisericii noastre, doar era o prietenă care frecventa foarte mult biserica. Ce am vrut să vă spun? M-a mișcat acea arătare în timpul comei ei. Pe tine nu pot să te iau, că tu nu te-ai botezat. Cine crede și se botează, va fi mântuit. După ce ai crezut și ai cosmetizat interiorul, oprește-te puțin la exterior. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Botezul este un simbol al îngropării în moartea Domnului. Și ridicarea din apă reprezintă ridicarea la o viață nouă. Botezul este poarta de intrare în Biserica Domnului Iisus Hristos. Botezul are mai multe semnificații și o să vorbesc despre câteva din ele în această zi. Dar botezul, dincolo de ceea ce v-am spus eu din limba greacă că însemnează, în aramaică se exprimă printr-o altă expresie. O expresie foarte interesantă. Beptamana. Că parcă și limba tu se sucește în gură, și asta tradus însemnează act care te conduce undeva. Botezul pe voi vă conduce undeva. Dacă peste un an de zile mai trăiesc și vin din nou la Jebem și nu v-a condus botezul niciunde și sunteți exact pe poziția unde sunteți astăzi, n-am rezolvat nimic. Beptamalau te conduce undeva. În primul rând te conduce spre îmbrăcarea în Domnul Iisus Hristos.
Hristos trebuie să trăiască din plin în noi. Nu mai trăiesc eu, zicea Pavel, ci Hristos trăiește în mine. Cât în Hristos v-ați botezat, cât pentru Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Galateni 3 cu 27. Îmbrăcați-vă în Iisus Hristos. Copiați-L pe Iisus Hristos. Îndumnezeiți-vă. Biblicizați-vă mintea. Spuneam eu studenților, ție ți-am predat ceva cât ai fost la școală. Spuneam studenților, măi copii, ascultați-mă bine. În fiecare zi citiți Biblia și încercați să rețineți un verset, două. Și încercați să vă biblicizați mintea. Că atunci când ești biblicizat, mintea și capacitatea memorială este ca un recipient. Când s-a umplut, nu mai are loc, am ceva acolo. Dar odată cu biblicizarea, treci la procesul dumnezeirii. Apare această stare hristică în viața noastră. De aceea zicea Pavel că tot cât v-ați botezat pentru Hristos, v-ați și îmbrăcat în El. Și se vede El. Simpatică era o situație întâmplată, nu departe de Beliu. Pe vremuri când am avut slujbele care le-am avut, un frate de acum a zis, frate, era fratele Berce Ionaș, păstorul, nimeni din conducerea cultului n-a venit aici la mine în sector. Oi fi eu pântre dealurile astea prăpădite, așa, Berlului și Arugozului și ce aici, dar nimeni n-a venit. Auzi, am botez duminică, nu poți trimite pe cineva. Zic, duminică l-ai, da. Vrei să vin eu? Cum să nu, Deion, că dumneata ești prea ocupat. Uite, vine o duminică. M-am dus. Când m-am dus, avea trei candidați. Avea doi tineri frumoși, un băiat și o fată, erau și frați de corp, și un bătrân de 83-84 de ani. Și zice, fratele Berce, stai dumneata puțin de vorbă cu ei. Ăștia o să țină toată viața în minte că a venit cineva din conducere și a vorbit cu ei. Am vorbit cu tinerii prima dată. I-am întrebat, voi de ce vreți să vă botezați? Și tinerii foarte bine instruiți au răspuns, da, noi ne-am născut în familie de credincioși, părinții noștri au fost niște exemple pentru noi și acum când suntem la maturitate, credem că e bine să călcăm întru totul pe urmele pașilor părinților noștri. Foarte frumos, i-am felicitat. Da, m-am oprit la bătrânul și am zis, cum te cheamă? Todor. Știi ce înseamnă cuvântul Todor? Știi, Dumnezeu. Păi bine, dar hai să spun eu, cuvântul Teodor, tradus în limba română, însemnează darul lui Dumnezeu. Vrerea-i dumneata să fii darul lui Dumnezeu pentru biserica asta. Adică așa de numeri. Păi, până la anii ăștia, aproape 84 de ani, 83-84, cum de nu ți-ai schimbat religia și vrei să o schimbi acum? Și eu, nemulțumit că pun atâtea întrebări, au zis, auzi, dar dumneata o cunoști pe Tița. Tița era baba lui. Zic, nu o cunosc. Păi ai dat mâna cu ea când ai intrat pe poartă. L-am dat mâna cu toți, nu numai cu ea. Dacă ai cunoaște-o, nu mai întreba de ce vreau să mă botez. Dar spuneți-mi ce s-a întâmplat. Și moșul cu expresia mi-a zis că a fost mai rea decât Satana, dar el a zis că am cineva, că a fost mai rea. A zis, toți se temeau, toți vecinii când o vedeau preferau să intre în curte, să n-aibă de-a face cu ea. Zice, pe mine, frate, și bătut-mă de câteva ori. Dacă greșeam cu ceva, zburau blighime până casă după mine. Și zice, ce crezi? Făcut Dumnezeu o minune. O vară cânduroasă, niște prunci de ăștia tânări cu acordioane, auzi, cu acordioane. Au venit la noi, de la Dumbrăvița de Codru. Și ori început a cânta, mă, frate, că jumătate de sat s-a adunat. Acum sătul cu mori, un sătul mic. Jumătate de sat s-a adunat aici. Și după ce s-a adunat atâta, s-a dus și Tița. Și unul s-a urcat pe o ladă. O ladă așa mai mare, zicem. Nu știu ce l-a spus, dar oamenii ori început să plângă, ori început să ceară ajutor de la Dumnezeu. O venit Tița mea acasă, plânsă de numai și-o zis, Todore, mâncat ai tu ceva? Hai să pun să mâncăm. Niciodată ea nu m-a întrebat așa. Tăt eu întrebam pe ea, vrei să pun masa? Zice, eu puneam masa, nu ea. Acum au zis, hai să mâncăm.
După aia mi-a spus, mai știi tu unde am fost eu? Au venit, mă, niște pocăiți, au cântat acolo, au avut, mă, și acordeoane, unul a avut și torogoată, mă, zice, au cântat, au adunat oamenii acolo. Dar zice, tăi a fost cum a fost. Să vezi când au început să vorbească la urmă, ce ne-au spus de Hristos, de Dumnezeu. Mă, ce ne-au spus, mă, că, zice, uite și acum, zice, mă iau frigurile, zice, zicea baba. Am crezut că e așa o stare aici, dar a doua zi dimineața, când eu m-am scurat la ei, la animale, le spun marhe. Zice, când m-am scurat dimineața să mă duc la marhe, zice, nu trebuie să te duci, că m-am scurat eu mai devreme și m-am dus. Niciodată el nu a făcut treaba asta. Zice, ea s-a dus și a făcut și micul dejun, dar aici zice, prânz. Zice, am și prânzit, a fost și a zis, Todore, poți tu să mă ierți pentru tot răul ce ți-am făcut eu? Și a zis, mă, cum să nu te iert, că eu mă bucur așa de muncă, te văd așa. S-a dus la toți vecinii și a cerut iertare. S-a dus și la preotul ortodox pe care m-a înjurat în fața bisericii și a cerut iertare. Și zice, acum, dacă aș putea, îmi pare rău că-s bătrân, că m-aș cumpăra zile și ani în bani să mai trăiesc cu ea. Dar și trăit eu atâta vreme cu ea, că eu am în jur de 60 de ani de căsnicie cu ea. Acum, zice, într-adevăr trăiesc. Dar zice, nu știu cum or schimbat-o așa. Și acum vă spun eu de ce o schimbat-o. Tița s-a îmbrăcat în Hristos. S-a botezat pentru Hristos. Domnul Hristos a făcut marea schimbare în viața ei. Și a zicea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, ca Pavel. Să poți fi convins că Iisus Hristos trăiește în tine. Beptamanau te conduce spre îmbrăcare în Hristos. Beptamanau vă conduce în turma Domnului Iisus. Eu sunt păstorul cel bun. Eu cunosc oile mele și le cunosc nasul meu. Și nu se duc deloc de pe un străin. Cunoașteți-mi pe Domnul. Rugați-vă, citiți Biblia, trăiți în părtășie cu Dumnezeu. Cunoașteți-mi pe Domnul. Sunt foarte multe voci astăzi care cheamă. Sunt foarte mulți trasatori de căi, dar o singură care e bună, cea care duce la cer și care se numește Iisus, măriți să fie numele Său. Voi sunteți chemați să-L cunoașteți pe Domnul. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele găsiți viață veșnică, o zis Domnul Iisus. Dar tocmai ele vorbesc despre mine. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, zice în Evanghelia după Ioan în capitolul 1. Cuvântul e numele ceresc ca Domnul Iisus. Și cine cercetează cuvântul și cunoaște cuvântul, intră în contact direct cu Iisus Hristos. Beptamanau te îmbracă în Hristos, te conduce la Hristos, îți face pe Hristos de cunoscut, te face să devii o oiță în turma Domnului. Și oile mele cunosc glasul meu, zicea Domnul, și nu se duc de pe un străin. Se spune că totuși există situații când oile merg și după străini. Dacă oaia nu e suficient de matură, oricine o cheamă, dacă se vede singură, se poate duce. Sau dacă oaia este bolnavă. Aș vrea să nu fiți bolnavi din punct de vedere spiritual niciodată și aș vrea să fiți maturi. Aș vrea în fiecare zi să creșteți în har, să creșteți în neprihănire, să creșteți în cunoașterea lui Dumnezeu. Beptamanau vă conduce spre familia Tatălui din cer. Ce har era înainte, pe vremuri, când se năștea câte un copil în familia unui domnitor și la 60-70 de ani zicea, uite, eu am pecetea pusă aici, eu sunt fiul lui Ștefan cel Mare, eu sunt al Mihai Viteazul, eu sunt al Petru Rareș, eu sunt al Bogdan Vodă. Și fiecare se mândrea că-i os domnesc. Eu vreau să vă spun că voi sunteți chemați să fiți de natură dumnezeiască. Copiii se bucură numai când știu că tata lor au opozite și se mândresc cu asta. Unul din copiii mei, când a fost la școală, învățătoarea m-a întrebat, bă, dar și pe tine te duc pocăiți acum cu ei, te duce taică tu și pe tine la pocăiți, era înainte de 89. Și am zis, da, bă, da, când pocăiții se roagă acolo, și tu te rogi? Da, dar când pocăiții ăștia cântă, și tu cânt? I-am zis, da,
Și învățătoarea, cum era înainte de 89, a continuat cu întrebările. Și am obosit să răspundă la atâtea întrebări, zic, tovarășa, să fie clar, la noi, la biserică, tata-i șeful. Și-o zis el că prin asta a pus capac la toate. Să fie clar, la noi, la pocăiți, tata-i șeful. E tatăl vostru, e tatăl vostru, e tatăl vostru, e tatăl nostru a tuturor. Și el conduce universul. Isaia a zis, în anul morții împăratului Ozia, n-am văzut pe Domnul. Stătea pe scaunul lui de domnie. Serafimii zburau și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul oștirilor. Și tot pământul e plin de mărirea lui. Isaia 6. E tatăl tău, de ce te temi? Ți-e frică de un diagnostic? Ți-e frică de un necaz? El e tot acolo, nimeni nu l-a dat la o parte. De vei trece prin ape, râurile nu te vor îneca. Și de vei trece prin foc, flacăra nu te va arde. Te-am purtat și vreau să te mai port, să te izbăvesc și să te mântuiesc. Zice prin Isaia 46:4, e tatăl tău, cu încredere, pași înainte pe calea către Dumnezeu. Părtășia de plină a Duhului Sfânt, lasă în viața ta să se facă simțită. Nu e suficient că ne rugăm și ne mișcăm buzele. Nu e suficient că spui câteva cuvinte ca lângă o troiță, când unii trec în grea și cu asta cred că au rezolvat tot. Nu. Zicea un poet creștin în versul cântării, nu aș mai lăsa nici când din inima mea și tot ce aș avea mai scump, tot el lui aș da. Să fii în părtășie cu el întotdeauna. Când Dumnezeu intră în tine și intră în părtășia ta, ultima fibra vieții tale se armonizează și se unisonizează cu acea melodie cerească a prezenței lui. Totdeauna Dumnezeu când vine, vine cu o armonie melodică deosebită în viață. Când îl primești pe Dumnezeu, parcă toate încep să cânte și să vibreze în melodia aceea prezenței lui în tine. Ăsta e Dumnezeu și El vrea întotdeauna să creeze un mediu compact. Și acum un ultim lucru care vreau să vi-l spun, timpul și-a făcut cursul, vreau să vă mai spun ceva. Bepta Malau vă conduce și spre cruce. Domnul Iisus a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Așa citim în Matei 16:24. Dacă ar fi vorba de o cruciuliță de aur sau de argint, aș purta în fiecare buzunar câte una. Dar totalitatea suferințelor pentru Iisus Hristos, totalitatea încercărilor, totalitatea prigoanelor pentru El, formează crucea. Îmi spunea odată o soră, de când m-am pocăit, sunt zile când nu pot să mănânc nimic, dar să nu primez măcar 2-3 palme de la soț, nu sunt. Și zicea, te-or sfințit pocăiții, te-or băgat în apă, lasă că-ți dau eu sfințire. Și ea zicea, și eu întrebam și ziceam, dar soră, pot, sora Iuliana, pot să rab? Și ea zicea, pentru un prieten ca Iisus e prea puțin. Aștept, poate într-o zi mă omoară și s-a terminat și cu crucea și cu toate, dar mă plasează mai repede în brațul Domnului. N-a reușit să o omoare, că omul ăsta într-o dimineață a fost găsit iar mort în pat. A murit așa, a făcut un infarct și s-a dus. Dar nu uitați că Domnul a zis, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lapede de sine, să-și ia crucea. Luați-vă crucea. Toate suferințele pentru Iisus Hristos nu le respingeți, nu le refuzați. Pentru El suntem gata, așa cum cântau bătrânii noștri o cântare. Frate Popuța, cred că ți-aduce aminte de cântarea aia veche. Catacombe sunt destule, temnițe destule sunt. Suntem gata să ne umplem pentru al nostru Domn Preasfânt.
Și în final, rețineți că citim în Apocalipsa 2:10, Beptamalau ne conduce și spre cununa. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Rămâneți credincioși. Dumnezeu vă cheamă la credință. Dumnezeu vă cheamă la mântuire. Dumnezeu vă cheamă să vă îmbrăcați în El, să lăsați interiorul să-mi schimbe El. Exteriorul ține de dumneavoastră, dacă vreți sau nu, să-l acceptați. Dar vine ziua când cei ce nu acceptă s-ar putea să regrete. De aceea, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietre inima. Amin.